băieți, nu știu ce e cu jucătorii ăștia. Ce vor să facă ei cu ăștia, nu știu. Cine a venit? A venit și a plecat. A venit, eu m-am uitat, fii atent, hai să vezi fază de com. Deschid aplicație. Dinamo. Când mă uit, transferă pe Valentin Dumitrache. Ca să nu greșesc numele, săracu. Păi frate, cine e ăsta, bre? Atacant. Ai de capul meu, m-a luat cu leșin. Zic că ăsta e atacantul care îi aduc ăștia, ne-a nenorocit. Suntem condamnați la Selmani și Abdala. Pac, după aia, mai mă joc puțin pe acolo, le dau la băieți de știre că vine mare atacant. Și când intru pe pagina oficială pe Facebook, hap, acolo zice. Adevărul că ce l-a împrumutat. L-a luat și l-a și împrumutat. Băi, aici e traficul care vine, nu știu ce să zic, nu știu ce să mai spun. Salutare, Mihai Asăvoie. Da. Uite, Valentin Dumitrache, 21 de ani, e născut în 2003. Are 1,80, atacant central, s-a născut în Buzău. Așa, și că a fost internațional la Under 20, dar nu are niciun meci jucat. Înseamnă că a fost convocat pe acolo, da? Are 6 goluri toată cariera lui, are cotă 250.000 de piață. Și a fost al Ufaru și a fost împrumutat la Buzău. Și la Afumați, din câte văd eu pe aici. Sau Dinamo l-a dat la Afumați? Hai să mă înțeleg. L-a împrumutat Dinamo la Afumați, pardon, mă scuzați. Deci la Buzău l-a împrumutat Faru. Dinamo l-a luat de acolo și l-a împrumutat la Afumați. Căci că pentru a bifa minutele necesare dezvoltării sale. Noi luăm pe ăștia să-i dezvoltăm. Deci ce facem? Noi trafic de persoane. Exact, noi am venit aici, noi urmărim să nu fim urmăriți. Salutare. Nu pot să zic numele, că nu înțeleg ce zice așa. Sky. Te ții ca Sky-ul de noi. Cu Craiova a luat bătaie de la reptilare. CSU Craiova a luat bătaie de la reptilare și ți-a în Liga a doua. Incredibil. Și ce ți se pare incredibil? Că nu înțeleg. Ia uite-l și pe Hopulele. Salutare, frate. Și nu ți-ai făcut freza că vreau să scurtez niște pantaloni? Zice ăsta că e șmecher el. Înțelegi? Dacă nu arăți pe ta, pe freza ta, atunci o să ne pișem pe ea. Înțelegi? Cu toții, ca să nu fie... Uite așa mai pleacă câte unul. Vor să formeze tine. Ce vezi un lucru rău? Bă, ăsta e trafic de copii. Asta de juniori. L-au luat la număr. Eu nu înțeleg ce fac ăștia. Bă, dacă era ceva de ei, încearcă, nu știu, să-și asigure niște jucători. De unde îi văd ei, cine i-a văzut, cine a dat girul la ei, să ne zic. Ci că ai o leacă ADN de rechin în tine. Bineînțeles, sunt din Constanța. Nu, sunt din Constanța, sunt rechin, da, de Constanța. Ce zice săracul copil de perspectivă? De perspectiva! Aoleu! Ci că în loc să-l ia pe Garita... Bă, eu nu știu ce vor să facă ăștia, chiar nu înțeleg, A venit un băiat aseară ieri și a zis că, bă, aseară parcă, nu? Mi-a zis, bă, transferăm până duminică, nu știu, erau foarte mulți încrezători aici. Băi, fraților, lăsați-mă că... Hopulele, nu știi cum să-ți umpli frigiderul și ai vin la noi. Tramvai? Ai față de tramvai? Băi, spuneți-l ăsta cu față de tramvai să se retragă de aici. Băi, față de tramvai. Pleacă, vrei. Lasă-ne, vrei. A semnat pe 3 ani Dumitrache ăsta. Băi, are nume predestinat Dumitrache, nu? Dar are 6 goluri, bă, băieți. Care-i treaba cu împrumuturile astea? Bă, nu era mai bine să facă Dinamo 2, mă? Dacă tot are 500 de copii care n-au ce să facă cu ei? Ia spuneți și voi acum, dați-vă și voi cu părerea. Cum era? Hai distribuiți live-ul, uite ce îmi zic ăștia de la TikTok, să încurajez spectatorii să distribuie live-ul. Cine se dreapte să distribuie când suntem nouă, cei toți? Ia că avem Micăiță. Ia mă, Micăiță, ce zici tu, omule, de tineri ăștia cu perspectiva? Bună seara, tine de perspectivă până vin la noi, fac 22, nici măcar o 21 nu va mai fi. Măi, noi acum știi cum facem, îi formăm și la 30 de ani le încheiem cariera la noi. Hopulele sau Harpalete? Nu știu, era unul, Hopuleta.
Cu copuletă în gură. Sta! E mai ieftin să împrumute Dinamo 2 cotă 400.000 la înființare. Dinamo 2 costă 400.000 la înființare? Păi da, mă, dar ai în orice moment. Dacă cumva un jucător ai nevoie de el și e bun, l-ai luat, nu? Acolo, dacă l-ai împrumutat, băi, mai trebuie să mai și gândești, Gigi, scuze, nu vreau să fac pe tine când ești nepriceput, dar mă uit la dobitoci ăștia care-s manageri acolo. Deci, te costă 400.000 să faci, aici te costă, na, jumătate de milion. Așa am înțeles, că te costă jumătate de milion ca să rulezi echipa aia. Cu salarii, cu nu știu ce, dar oricum jucătorii trebuie să le oferi salarii. Unde dracu să-i duci? Că iau salarii mici. Și că Emilian Dolca, pe unde o fi? Ce-i cu ăla? Alex Coman, de unde îl mai pomenești pe ăla? Ce să facem că? Păi îți faci echipa a doua și în orice moment ai jucătorii la îndemână. Nu? Hai să vorbim. Salutare Silviu Gheorghe, 27. Salutare, forța. Mihai Bălășanu, te-am salutat. Salut. Deci faci Dinamo 2, îi bași pe toți tinerii acolo, joacă în același sistem care joacă și Dinamo 1. Păi joci până Liga 3-a sau în Liga 2-a, faci și tu ceva, vezi ce poți să faci și gata, asta e. Dinamo 2 se poate înființa doar în Liga 4-a. Păi puteai să cumperi o echipă, terminați cu circul. Sau faci un parteneriat cu o echipă. Aia sunt echipa ta, dar ei rămân să numească Metaloglobus sau Spartac sau cum vreți voi. O echipă, găsești o echipă. Am dat pe ăștia, un exemplu. Mă, se găsesc, băi, Gigi. Gigi, se găsesc orice mijloace. Hai să fim serioși. Trebuie să fii deștept, doar atâta tot. Dacă tot conduci Dinamo, nu? Dacă tot te duce capul să faci VIP experience și vrei să faci cașcaval. Îi duce capul numai la de-astea. La ciupeală. Îi luai, băgai pe băieții ăștia acolo. Hai să fim așa, concreți, nu? Hai, spuneți-mi și mie dacă greșesc. Îi duceai pe copiii ăștia, pe toți acolo și jucau un echip în formula lui Dinamo. Acolo. Și vedeai pe fiecare cum poți și tu ce poți și ce poți să facă și în orice moment puteai să iei la prima echipă. Și acolo puteai să joci în echipa aia, puteai să joci și pe ăștia la țicare, nu prin minute. Uite, de exemplu, Patrick nu-ți intra în lot sau în pașcalăul, băgai acolo. Și jucai în același sistem de joc. Da, mai ai mult până departe, frate. Ei vor să ia, numai să ia. Ei au venit să ieie, nu să deie.